Nu sunt singurul. Lasă cu fratele meu că nu-i cazul. Gata, suntem băieți răi. Suntem băieți răi? A, stai bă! Gata! Mai stai, mai stai, că bine. Nu mai stau, mamă, dar ce bine. Da, mă, și... Încă o serie, hai. Băi, deci ce crezi? Cu Cristina, mă? Băi, mi-a dat mesaj, mi-a dat follow, mi-a dat mesaj. A, Cristina? Da, frumos gestul. L-am apreciat, dar am vorbit cu ea și am zis că vreau să îmi demonstrez că nu e un joc, cum încă, virgulă, cred, ca să nu fac o cacofonie. Ce mă speriat. Stai, mă. Am să băgăm și pe ăsta mic. Ce faceți? Facem abdomene, ne distrăm, ne facem mamă, stop, stop. Pentru gagici. Tu poți să ne cânti când facem, da, mă. Și mi-a dat mesaj, am văzut așa, știi? Dar încă nu, dintr-un mesaj și un follow, nu înseamnă că vrea ceva. Sau că e ceva la mijloc, știi? Da. Însă, efectiv, m-am plictisit și pentru mine totul la, mod, la momentul acesta, referitor la ei, este, nu știu, în derâdere. Îmi place să fac caterincă de ei, să-i agit. Deci, practic, nu știu, eu mă distrez pe urma lor, le arunc tot felul de cuvinte, glume, caterin și tot felul și explodează. Vreau să înțelegeți treaba asta. Nu mi s-a urcat la cap niciun vedetism, nici absolut nimic din ceea ce încearcă ei să vă inducă dumneavoastră celor de acasă. Sunt plictisit de ei, îmi văd de Maria mai departe, ăsta este principalul meu obiectiv în această casă, eu de ea, ea de mine și pentru mine totul la momentul actual este o joacă. Ne jucăm, eu mă joc cu ei efectiv de a șoarecele și pisica, ei sunt șoriceii, eu sunt pisica, mereu încearcă să mă prindă, dar nu o să reușească. Tu ce aveți, mă? Vorbește, vorbește, mai ai două zile de vorbit, Codruț, două zile, atât. Ați mâncat stricat. Ai auzit? Cine mai are două zile? Tu, două zile mai ai de vorbit. De ce? Auzi. Știi tu de ce? Două o să vină comunicii după aia nu mai vorbești. Vine comunicii nu mai vorbești? Da, Mariana. De ce fuge iubire? Comunicii ar putea să vorbesc mai mult. Doarme pe canapea de vreo lună. Înțelegi? Care e diferența? Poate nu doarme acum că s-a odihnit în această carantină. Da, Dumnezeu. Mariana, mie mâna la gură în anumite situații mă poate pune doar Alexandra și atât. Da? O să vorbesc în casa asta dacă vreau de dimineață până seară. Dar ce s-a întâmplat cu tine? În ultimele două zile te-ai schimbat așa dintr-o dată. Vorbești mai mult ca toată lumea. Nu e adevărat, n-are nicio treabă. Cum nu e adevărat? Păi da, atâta timp. Vorbește? Auzi? Vorbești pentru două ore! Mariano! Nu! Diferența. Alexandra face Mariana, acum vorbește Codruț și Adriana pentru Alexandra. Te-ai stricat, Mario, oprește-te. Diferența între noi doi, Mariana, e că eu taci, vorbesc. Taci, mă! Ești capul familiei. Eu vorbesc acum, în preajma ta. Tu vorbești când nu-i stai aici. Să nu te mai iei de iubitul meu și o să vorbesc bine. Du-te, Maria, lasă-ne, că ai treabă, bea. Păi taci! Te sete. Te-ai părât să fii capul familiei? Cine? Tu, cine? Da, capul familiei mele. Lor le e frică în cazul în care le refuz că dau prost la televizor. De-aia nu fac niciun pas, știi? Și preferă să stea în gardă. Nu neapărat că dau prost la televizor. E vorba să nu se creadă că și eu de multe ori, când m-am îndreptat, să zic, uite, la început când m-am îndreptat spre Maria și vedeam că îi place de mine, nu prea eram sigur de chestiile astea, că mă gândeam că poate face treaba asta de televizor ca să aibă materiale. Și probabil și ele la fel gândesc, sau Mariana la fel gândește, știi? Da. Bă, dar la mine s-a văzut că am făcut vreun pas spre Adriana? Că ce? Că am făcut vreun pas spre Adriana? Da, păi nu țineai de mână, o mângâiai pe genunchi. Eu... Am luat-o de mână. Păi asta zic, când era în camera. Mi se pare ceva rău, dar stătea așa, zici că, mamă, ce aveai dacă o luai de mână, știi? Da, adică... mă, sălbatic. Sălbatică. Ce înseamnă valoare? Păi, dar nu știu, că toți zic valoare. Păi asta vă întreb, ce atâta valoare, ce înseamnă valoare pentru voi? Sau... Nu dă nimeni valoare, nimănui în casa asta. Păi, practic, teoretic, dar tu nu vezi că unii au valoare? Păi, pare să că... Unii ridică pe alții, valoarea din raft. Cine ridică pe cine? Unii îi coboară pe alții, unii vor să-i doboare. Lasă, Romeo, că știi și tu cum stai cu coborâtul și urcatul. Nu te mai fă pe prostul că nu ești. Vai ce vedetă, vai ce valoare sunt, nu sunteți oamenilor, niște oameni normali, la fel ca cei de acasă. Nu e nimeni, cu nimeni mai presus ca acesta de aici. Ce vedetă vorbiți tu acolo? N-ați câștigat niciunul Oscarul, nu e așa? Voi vă vedeți niște vedete, voi vă vedeți niște mari, Brad Pitt și Angelina Jolie, care ați venit la puterea dragostei, atâta tot. Alex,
Despre ce vorbim aici? Dar nu e nimeni vedet aici. Păi așa este. Și vă spun și eu din exterior că eu mă uitam de acasă la voi și vă vedeam, vai de rău, și aici e altceva. Îți spunem, te rog, ce înseamnă valoare? Vino puțin, vino puțin. Codruț. Păi Codruț vreau să-mi spună. Păi asta ce înseamnă o valoare? Stai. Așa, uite, ești pe cadru. Spune ce înseamnă valoare. Bă, oameni buni. Eu nu știu, eu-s mai eu zic să nu mai aberați. Cuvinte, Codruț. Eu zic să nu mai aberați. El. Asta vreau să zic. Păi, asta nu înțeles, dar omul potrivit care poate să ne dea explicația valorii. Ce înseamnă valoare? Te rog frumos, la tine, spune ce înseamnă o valoare, deoarece fiindcă eu nu cunosc acest termen. Valoarea se definește în mult mai multe feluri. Marinel. L-a cumpărat și pe ăsta. L-a cumpărat și pe ăsta. Numai. Cine a zis mai multe? Cine a arătat mai multe? Nu, nu, feluri. Nu, nu, mai multe să zic că el ultimul cuvânt. Da, că nu mă iubesc, dar am cuvântul tău. Nu, până la mână, doar Marinescu este capabil să vorbească despre valoare. Hai că e gata. Doi la mână. Stai puțin. Doi la mână. I-a dat cuvântul lui, pentru că însă și el e valoare, e simplu, dar știe foarte bine, nu, a făcut bine. Chiar a făcut bine. De-aia a răspuns. Definiția trebuia să o dea. I-a dat cuvântul. Pe Marinescu a răspuns, pămut. Ce ai zis, mă? E la valoare fără să vreau asta. Vreau să zic că feluri. M-a dus să vorbesc. Păi feluri, asta a prins. O valoare înseamnă? Asta a prins. Marinescule, cu râsul tău. Pot? Ați râs toți? Hai, că am mai spus p***ulă iar. Râsul tău. Bă, dar nu are voie să râs. Hai, mă, mai da. Că nu mai așa faceți. Bă, dar are dreptate, frate, Radu. Paul ăsta. Da, cu din gură, că îmi vorbești la 3 ore pe televizorul acolo. Și ce să fac viața mea dacă... Păi ești toată lumea, tace și dacă când vreau și o să vorbească, nu-i dați voie. Dacă nu vă place televizorul, stai bără, știi, când ajungi nicăieri după ce pleci. A zis bine că a zis, că unii și-au vândut sufletul. Ia uite, poți... Adevărat. Paul, eu te plătuiesc pe tine să nu te voteze ăștia. Și tu acum sar la gâtul meu, mă, viața nu sar la gâtul tău, dar exagerat cu unele chestii. Pe mine că vorbești și că asta. Și Romeo la fel și o spun tuturor. Frate, dacă nu vă place televizorul ăla de muriți, bă, este să tare să vă dați viața pentru că... Ăsta acum nu s-a băgat cu japca, sincer, azi. Azi chiar nu s-a băgat cu japca, azi, Romeo. Bagă de multe ori, frate, la fiecare subiect se... Adică ce să mai intervii și tu? Altarul meu! Intervine el, mai intervine unul și să mai vii și tu altul. Eu nu am vrut să intervin. Băi, Paule, eu nu am vrut să intervin. Eu am stat, am așteptat, acum mi s-a dat cadrul și au țipat iar toți. Că-s valoare, știi ce zic? Eu nu am vrut să intervin. Urma să intervine și la tine. Nu cunosc subiectul lor, nu mă intervin. Păi asta zic, n-am zis nimic de tine. Eu am tăcut, v-ați vorbit ce ați vorbit, că nu mă interesa pe mine. Când a trebuit să vorbesc, ăla râdea, făcea ca din râs, la tine, fetele țipau. Paul, eu nu înțeleg, de ce ești atât de iritat, frate meu? Ce? Ce? Nu dormi bine, sau? Nu, frate, dorm foarte bine, că am dormit, cred că, cel mai mult. Păi și atunci de ce ești așa iritat? Sunt iritat... E ciudă că apare Marinescu pe ecran prea mult, sau eu, sau... N-am nicio... Păi și vă că asta oricât aș încerca, să spun ceva, nu mi se dă conexiune, pentru că tot intervin unic și... S-ar din schemă. Paul, tu ce ai zis mai devreme? Că gen nu vă... Am spus că unii de aici vorbesc atât de mult încât alții nu mai au timpul necesar să vorbească. Le place așa de mult să vorbească și să apară pe televizor. Și gen că nu mai vorbești din cauza faptului că nu poți să vorbești peste azi, nu? Păi clar, îi lași pe ei să vorbească până... Vă rog, voi de tot. Bun, anumite persoane de aici din casă au înțeles ca și cum tu protestezi. Nu protestezi nimic. Ce să protestezi? Gen așa s-a ce dat. Ce să protestezi? Că nu mai vorbești. Pentru că nu ești lăsat să vorbești. Nu, s-a retras el din propria inițiativă, nu... Asta, da, m-am retras eu de... E poluare pe aici, de toată, ce zic, îl poluează sunete toate. Nu, ideea era că dacă toți se protestează atât de mult în casa asta și nu le convine, ar trebui să fie egalitate și să fie trimiși toți acasă, nu numai anumite persoane.
Cum se spune pe aici prin casă. Ei, Alexandru, dar de unde vii tu cu regulile astea? Nu-i, frate. Dar nu vin eu cu regulile astea, sunt cuvintele unei persoane de aici din casă care nu știe să se gândească că și alte persoane au protestat. Ale cui? Yes. Dar cine a protestat și de ce ar trebui să plece acasă persoane care protestează? A? De ce ar trebui să plece acasă? Nu este părerea mea, n-auzi? Păi ia, cine? Cine a zis? Cine, dacă se simte? Cine a spus? Dar din păcate nu se simte. Păi ia să intre pe conexiune să vorbească cu mine. Maria. E vorba de Maria, de cine e? Păi Maria, e cărul de acolo. Ea este Maria, de la un timp vorbește și a... Ce? Mă, Paul, bă, nu era... Mici. Mă, Paul, ia înțelege-mă corect. Nu era vorba de tine în speță. Da. Nu era vorba. Cine era vorba? Era vorba că prea multe persoane vin aici în emisiune și încep să facă figuri, gen că nu vorbesc, că vorbesc când am eu chef, că mi-a luat cadru, că îmi dați cadru când vreau eu, că nu vorbesc, că nu știu ce. Eu n-am făcut asta. Păi n-am vorbit doar de tine în speță, asta încerc să-ți explic. Ce faceți, vă? Bă, trebuie să mulțumești mie, că dacă nu uita lumea de tine. Pătruț își dădea valoare mare aici și a văzut cine sunt persoanele importante, fiindcă el a fost sunat de foarte multe ori când a stat acasă el și Marinescu și tu nu ești sunat, gen. Bă, pune-ți-mă lui Romeo unu mâna la gură, bă, că vorbește prost. Dacă ești vecher, Marinescu, pune mâna la gură, tu nu le zi băieților să-i pună mâna la gură. Tu, un episod în care eu am zis că Radu face materiale, te las să-mi faci ce vrei tu, dacă nu e așa, te trag de urechile alea mari. Niciodată n-ai tu cum să mă tragi, că te trag eu dacă vrei. Mi-e teamă să nu revine la acel episod în care Alexandra l-a pune să aleagă între prietenie sau iubire. Marinescu nu face teatru, Marinescu doar joacă după scenariile altor persoane, atâta tot. Marinescu, da? Ce ți-a promis Maria? Ca să o luăm mai direct, așa. Dacă te deranjează, mă ridic și eu, te ridici și tu și ieșim pe acea ușă, dacă te deranjează. Voi aveți un război? Nu, că ce război am eu cu ea? Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.